Ce faci? Cum gătești chișorul? Chișorul ăsta îl gătesc, trebuie să punem acolo lapte. Lapte. Ai lapte? Lapte aici. Unde-i laptele? Uite-le aici, laptele. Păi pune laptele. În urcior. Și apă nu pui? Așa mă pregătesc, o să-i punem și un pic de apă, că da, pentru normal. Că e de la vacă și e gras. Mă, la poezie te pricep, dar pune mâna și fă treabă, mă. Dar de ce te-am pe tine asta aici? Ah, pardon. Eu numai zic ce să faci, tu faci. Da, ok. Dacă punem laptele. Cred că o să... Așa. Așa. Și altceva, mai avem apă? Câtă apă pun? Toată apa aia o pui, te rog. Toată apa. Așa. Și pentru că suntem în preajma sărbătorilor, am ales să fac chicior de porc în lapte și rumenit la cuptor. Sare punem? Îți spun eu. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să asculti de mine azi. Trebuie să fii un băiat ascultător. Pentru chișorul de porc, da, în lapte, o să folosim țelină, da, ceapă și morcov. Toate întregi. Și tulpina de țelină. Da, le curățăm. Da? Da, da. Ok. Toată țelina e necesară? Da. Toată țelina e trebuie. Chișor de porc șert în lapte. De la început ți se face poftă, pentru că ce poate să fie mai bun decât o pulpă de porc os așa înăbușită. Mai mult de 2 morcovi, șeful? Și acum mai punem 3. 3 morcovi, gata, și 3. O să punem foi de dafin. Hai să văd și eu, șeful. Câte foi de dafin pui? Punem 4-5. Suficient, cu cât pui mai mult, după aia să amărăști. Câte cepene trebuie? 3. Acum vine. Așa, cam, te mișc cam greu. Da, până sunt atunci, emoționat. Eu, în lapte, o să punem și 3 chișoruțe de astea de purceluță afumate, ca să-i dea gust. A fost porcul șchiop. Porcul a fost șchiop. Când văzui că slobodi o cantă de lapte, păstaia mă minunai că la noi nu se face așa. Și-o pus și niște cionchi de porc acolo, ca să încheaje apa aceea direct ca la cocioane. Șeful, îmi dai voie să pun un pic de apă într-un vas când curăț cartofii ca să nu se oxideze? Da. Mulțumesc da. Mult! Pâine, lucruri de astea alimentare... E o fericire să lucrez cu el. Vreau, pentru lucruri alimentare nu mă întreb. Mă întreb doar lucruri principale. Da. Stereo se vede că e mai mult cu show-ul. M-am și întrebat la un moment dat dacă a câștigat rețeta, cum a câștigat, dacă a gătit el. Pentru că a stat mai mult cu noi la povești, a cântat. Da, sare nu punem la laptele ăsta și la... Gata, am uitat, scuză-mă. A, scă pune eu, nu te deranja tare. Ok. Du-te, fă aia, pune aia, curăță aia, spală aia, pune acolo... Toate le-am făcut. Am curățat o ceapă, am curățat țelina, am curățat și frunzele, că nu e bine așa. Dar și curățat și cartofi, am curățat și usturoiul pe care trebuia să-l curețe el. Când pun sare aici, mi-am amintit de Sofia Vicrobianca. Așa mi-a venit mie. Și am zis că, vă spun așa. Cine în lume o pornit jocul, între noi să-și facă locul, și la horă și în tot locul, măi, coria, măi. Cred că o să rămân toată viața la curățat cartofi. Mie îmi place când am musafiri. Musafiri să fii relaxat, liniștit, așa. Îmi place a hori, dar nu-mi place a mulci. Nu-mi place. În ritmul ăsta de cântec și sărbătoare, la nu mai mâncam noi. No, acum, deci, laptele ne-au anunțat că trebuie să punem chișorul. Eu da lapte să-l folosim, să-l punem. A, deci întâi trebuie să fiarbă, întâi trebuie să fiarbă lichidul. Da, puțin de fiert, da. Aha. Acum o să punem chișorul de porc. Îl pui întreg așa. Mă ajut un pic să ții și tu asta așa. Cam două mâini ține. Cam în două mâini, părinte. Binecuvintează. Și iartă-l, Doamne, că nu știi ce face azi. Uite așa. Telios a profitat, astăzi a profitat de Horia la maxim. Adică l-a folosit în toate cele. Ai mai gătit așa ceva vreodată? Am fiert șunca. La noi... Tot în lapte? Nu, în lapte, niciodată. Doar în... Nu, în lapte, așa. Nu. Cu legume? Noi, în apă, cu legume, dar aha, mai pune și cojlii, ghiceapă, ceapa cu coajă și pune și măr. Horia, un om extraordinar care m-a ajutat să gătesc astăzi, dar de fapt, după directivele mele, a gătit el mai mult. Uite ce bine arată. Doare jos, mă, da, mă. Vezi ce frumos e? Serios. Și carnea se pătrunde, știi?
cu lapte. Toată lumea așa, lapte. Laptele are rolul să fragetească carne. Asta e rolul laptelui. Dar și de ce? Nu. Îți spune, pentru că are aciditate. Laptele are un acid în el. Bun. Întrebare. Întrebare. Deci ăsta nu trebuie să punem niciun pic de... Întrebare următoare. Nu trebuie să punem niciun pic de... Cât ai eu... Da. Butuili. Nu trebuie pus ulei. Acum a venit momentul muștarului. Dăm peste tot sau dăm numai deasupra? El ar trebui să-l punem cam așa. Așa. Da. Așa e poziția lui. Așa. Bun. Și eu încep și pensulez pe el, da? Pensulează pe el, după aia o să-i punem un pic, o să dăm un pic de usturoi. Usturoi? Da, nu foarte, foarte mult muștar, dar tipul. Un picuț, da? Am încredere. Trebuie să recunosc că și vouă vă place cum arată, nu? Mialcoș, să știi. Cum e? Cum ai zis? Mialcoș, mialcoș. Aha. E mândru, adică de el. A, mândru. La noi, în perioada sărbătorilor, se folosește și gutuie, mere. Am zis că trebuie porcul acesta să-l încoronez cu gutuie. Astea nu ne plac, că au buburuze. Asta este gata. Pe ăsta nu mai pui sare? Un praf? Da. Aha. Un pic de sare. Știu, îmi spusese mai dinainte și mi-a zis, Horia, vezi că eu poate uit, adun tu aminte. Bine că mi-a zis fiecare rețetă de la început, că altfel cântând și fluierând pe acolo, uita să pună ingredientele la rândul lor. Bag seama eu, omul Horia, tu ai înșinși lingura aceea pe spate la stelică, cât da. Te-o mâna și te-o adunat astăzi. Eu am, cred că m-am stricat de cap. Stelică, hai pune. Hai, poți? Foarte bine. Și acum punem cartofii. Punem și un pic de vin acolo la porcușorul ăsta. Păi vin? Am zis să-mi aduce aminte. Păi, mă rog, dacă nu... Stai, că l-ai întrebat, poate cu mașina. Tu dacă ai fi în locul lui, ai bea? Aș bea și acum, după ce terminăm aici, punem la fier vinul și să vezi cam cum bem vin fiert. Păi lui Edi s-au lungit urechile de când o poftește. Da, focul ăla e încins la cuptor? Da. De fapt, el e gătit acum. V-ați spus și voi. Carnea este făcută, osul dacă iese, îți dai seama că e făcut. Și eu mă uit și aici, știi, la măduvă. Și văd când măduva iese și nu are sânge, e făcut perfect. Ia. Bun. Hai. Bun. Perfect. Nu poate lipsi ceva așa care este și tradițional zonei noastre și care este ceva de sărbătoare, într-adevăr. Stelică? Da, vezi că mă cam încurce aici, că eu vreau să din partea asta stai. Băi, frate, dar de unde se poți să iau de dincoace? Ia de acolo, hai. Să rupe. A, bună-i. Atât de fragedă. Hai, acolo pune. Pentru... Pentru Anca. Așa. Mă, dar nu mă lasă și pe mine să merg în partea altă. Îți spun și un pic de sus, dar ai răbdare. Din n-am mâncat nimic, gândindu-mă cum a face pulpa asta. Mă, uite, dar ce bucată mare ai pus. Păi poate nu-i place. Destul lui Horia. Gata, 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 Anca. Chișorla de porc cu cartofi și gutui, uns cu muștar și stropit cu vin roșu și cu usturoi, arată bine. Eu am ceva pentru întâia oară. Gutuia? Da, n-am mai mâncat niciodată gutuie cu friptură. Da, ai mâncat măr, curată. Măr, am mâncat măr, am mâncat prune. Dar gutuie n-am mâncat niciodată. Să știi că nu e rea de absolut deloc. Cartofii făcuți cât trebuie și ușor umeniți, gutuia moale, fragedă, sosul blând și potrivit cu carnea, iar carnea puf. Edi, cum ți se pare? Interesant. Ce? Și gustul cărnii, în primul rând, pentru că fiert în lapte, pentru mine prima dată. Mm-hmm. Apoi și sosul e interesant. Da. Are și el un pic de aromă de la laptele, da? Ceva ce mai dă. Gutuia am gustat și gutuia chișoară, așa. Aha. Gustul a fost extraordinar. S-a simțit faptul că a fiert în lapte, carnea a fost fragedă, apoi faptul că a stat în cuptor cu un strat de muștar, iarăși i-a dat o altă savoare cu usturoi. Îmi place că e așa molcuță. Da. Îmi place că nu-i grasă, că pulpa de aici așa, mm-hmm. Dar nu-i nici ațoasă. Nu. E fragedă și cartofii sunt moi. După ce văzui cum le-au făcut și au băgat la cuptor și ce gust au avut, mă schimbai și eu.
Mai învățai ceva pe ziua de astăzi. Thank you.